Totul pentru familia mea, episodul 14. Omer a fost accidentat de către nebahat. Suzana îi aduce la spital și îi mulțumește că a salvat-o, spunându-i că nici măcar Harika nu ar fi făcut asta pentru ea. Omer scapă doar cu brațul rupt. El îi spune lui Suzanne că nu a vrut să deschide proces împotriva ei, ci vrea doar să se înțeleagă că nu sunt dușmani. Suzanne îi spune că își va îndrepta greșeala și că nu vrea să îl mai nedreptățească. Stă la spital cu el toată ziua, iar seara îl duce acasă și vede unde locuiește. Kadir și Ögülkan au fost la filmări pentru o reclamă, dar din păcate, deși regizorul îl preferă pe Kadir, producătorul alege alt actor să joace în locul lui. Şengül este sigură că Orhan și copiii nu vor rezista mai mult de 3 zile fără ea și vor merge după ea implorând, dar ei se bucură că au parte de câteva zile de liniște. Tolga se transferă la liceul lui Akif, în clasă cu Omer și ceilalți. Omer își dă seama că el i-a furat telefoanele din magazin, fiindcă își amintește papucii lui. Suzanne merge a doua zi la școală și să vorbească cu copiii ei. Ea rupe acordul pe care l-a pus pe Omer să îl semneze și îl invită să ia masa împreună acasă la ea. Harika se opune, iar Omer se încăpățânează și merge doar ca să îi facă ei în ciudă. Seara, când Omer merge acasă la Suzanne, Harika îl atacă mereu și îl acuză că urmărește banii lor, iar la urmă face o criză și răstoarnă masa. Cu toate acestea, Suzanne și Omer se înțeleg bine și încearcă să o ignore. Melissa îl prezintă pe Kadir prietenilor ei din străinătate. Kadir este complet exclus. Atunci Kadir își dă seama că diferiți sunt el și Melissa și se gândește că poate în viitor ei îi va fi rușine cu el, dar Melissa îi spune că diferențele dintre ei nu sunt o problemă pentru ea. Nebahat vede împreună în oraș și este tare dezamăgită. Asie și Doruk continuă să lucreze la cafeneaua lui Selim. Suzanne îl invită din nou pe Omer în weekend și îi spune că nu vrea să o înlocuiască pe mama lui, ci vrea doar să se cunoască și să aibă încredere unul în celălalt. Ea s-a hotărât să ia tutela lui și îl invită să locuiască cu ea și Harika, sau dacă vrea să rămână cu frații lui, atunci le va închiria o locuință. Harika îl provoacă pe Omer să se înfurie ca să îi demonstreze lui Suzanne că este violat, fiindcă nu reușește, se lovește cu o vază în cap și minte că Omer a lovit-o.